Plajele din stațiunea egipteană Hurghada au fost redeschise. Rechinii și-au făcut din nou apariția și au șocat pe turiști. Conform Canal D, două femei și-au găsit sfârșitul pe plajele din Egipt. Vorbim despre o austriacă și o româncă care au fost ucise de rechini pe o plajă din stațiunea egipteană Hurghada. După doar câteva zile de la tragedie, plajele au fost redeschise. Turiștii au anunțat pe rețelele de socializare că, deși locul reprezintă un pericol, autoritățile au deschis plajele din nou și le permit oamenilor să intre în apă. Când au avut loc tragediile, polițiștii au decis să închidă de urgență plajele și să nu mai permită accesul turiștilor, căci pericolul ca rechinii să vină din nou în zonă este foarte mare. Decizia lor a fost una trecătoare. În mediul online circulă imagini postate de turiștii care acum se află în Egipt. Spun că aceste plaje au fost deschise. Oamenii pot veni să se bucure de nisipul fierbinte și de apă, chiar dacă pericolul continuă. Turiștii sunt șocați și nu înțeleg de ce autoritățile au luat această decizie, asta pentru că zona nu este deloc sigură și susțin că din nou au fost văzuți doi rechini la doar câțiva metri de mal. Roxana Donișan a avut parte de o moarte cumplită la doar 44 de ani. Ea a fost ucisă de un rechin în timp ce nota. Familia devastată de durere așteaptă să primească rămășițele femei în țară și se pregătesc să o înmormânteze creștinește.